Da, cultura japoneză are și a uscăciunile ei. Probabil că ați văzut că Daihatsu a fost prins cu o mare fraudă și, într-un final, și-a recunoscut fapta. Din 1989, sunt 35 de ani de când Daihatsu a manipulat uh, testele de siguranță de la mașinile lor. Din punctul meu de vedere, sincer, n-am studiat foarte multe despre Daihatsu. Sunt câteva mașini care sunt amuzante, interesante. Una dintre ele, cred că o are zbâr, aia de a făcut-o... Mașina aia mi-a plăcea foarte tare și am căutat una identică să o cumpăr, că era foarte haioasă și a cumpărat-o între timp zbâr. Și a făcut-o în stilul scooby -Doo. Foarte tare, mi-a plăcut foarte tare ideea. Și... În general, Daihatsu a făcut -o mașini cam low cost, și nu foarte scumpe, nu foarte sigure. Dar totuși, ca să treacă anumite teste de siguranță, ce au făcut ei? Au trimis mașinile ranforsate suplimentar lateral, față, spate, ca să se deformeze mai, mai ușor ca să treacă cu brio testele de siguranță. Și de fapt, alea care plecau în producție nu aveau acele elemente suplimentare de ranforsare, practic mașinile erau mult mai vulnerabile la deformări mai grave în cazul unui impact. Respectiv, puneau aceste mașini în pericol viețile oamenilor. da, destul de trist că au făcut treaba asta. Au făcut-o probabil pentru că au vrut să economisească și mai mulți bani ca să fie și mai competitivi, ca să vândă și mai multe mașini. Oricum, n-au avut nicio scuză să facă treaba asta. Știu că acum fanii Volkswagen o să fie Yes, știam eu că japonezii sunt niște hoți. Dar nu uitați că Volkswagen a avut scandalul Dieselgate Care mașinile poluau mult mai rău decât figurau Și cum era Dieselgate așa făceau mulți alți producători Doar că Volkswagen n-au fost primii care au fost prinși. Mai pe scurt cam toate astea mari pe undeva fac o măgărie Că n-au fost încă prinși toți Eu zic că toți fac undeva o mică mică măgărie Partea și mai tristă care mă deranjează pe mine este că Toyota a cumpărat Daihatsu în 2016, deci treaba asta avea loc de mult, cu mult timp înainte să, să cumpere Toyota Daihatsu, probabil că Toyota nici măcar nu știa până, în, până nu știu, când au cumpărat brandul. Uh, am citit niște declarații prin presă că domne Toyota n-a știut, ăla n-a știut, că vai cum să face așa ceva. Eu cred că Toyota a totuși, acum se dau, se dau loviți că nu știau, iar Daihatsu și-a preluat toată vina ca să nu fie afectate să nu fie afectată și imaginea Toyota. Eu cred că Toyota a știut, nu neapărat că a fost de acord cu treaba asta, dar cred că cineva de la Toyota o fi zis, bă, voi este sigur că știți ce faceți acolo? Da, boss, de 30 de ani facem asta, stai, stai liniștit, nu se prinde nimeni. Bine, mă, ziceți voi că totul e ok, no, nu ne băgăm. <laughs> Știi? Ceva de genul, cred că a fost, nu știu dacă a fost Toyota de acord cu treaba asta, dar cred că s-au făcut că plou. Eu așa cred că au știut și că i sau cu făcut că plouă. Din ce am citit eu, Toyota a cumpărat doar 51% din Daihatsu, deci 49% era în continuare, Noroc, rog, cine deținea. Toyota purchased Daihatsu în așa cât a cumpărat. În august 2016, a, de, a wholly owned subsidiary of Toyota Motor Corporation. Ok, dar cât a cumpărat din... Știu că nu cumpărase chiar toată firma. 100% adică. Că devine majoritară cu 51 cum e la noi în România OMV cu OMV pe trom, adică OMV AG a cumpărat 51,01% uh, din OMV pe trom iar OMV controlează OMV pe trom, dar n-a cumpărat-o chiar în întregime a uite că și scrie uh, a ba nu 98 no, no Toyota gains controlling interest in Daihatsu Motor Corp deci Toyota avea 51,2% din 98 și practic în 2016 a cumpărat diferența până la 100%. Ah, ok. Deci nu era știam eu. În 98 a cumpărat pachetul majoritar și în 2016 tot a cumpărat Daihatu integral, cea mai rămas din ea necumpărată. -ne -ne ok. Da, mașinile sunt chips, sunt low cost, sunt haioase, sunt... E trist că au apelat la asemenea manevre E destul de trist, sincer. Și îmi pare rău că a fost așa, chiar neașteptat. Îmi pare și mai rău dacă Toyota a știut și n-au luat măsuri, au mers pe burtă. Ori n-au știut, ori au știut și au mers sau fucă plou, nu putem ști adevărul. Eu sunt fan Toyota pentru că oferă mașini extrem de fiabile în momentul în care Toyota devine un fel de Volkswagen, adică vinde doar mașini comerciale și stai cu ele în service și se depreciază agresiv și consumă ulei și vin motoare extrem de complicate, nu știu, habar n-am, whatever, prostii de motoare. Eu în secunda aia nu vreau să mai aud de Toyota, adică mi-e place Toyota pentru că totuși au, au, păstrat niște principii sănătoase cu privire la producția mașinilor, fiabilitate și așa mai departe. Nu înseamnă că mașinile înțelegi nu sunt fiabile, dacă le întreții corespunzător, duc și alea 6.000 km, dar uh, sunt ceva mai sensibile. Bine, vorbeam de Daihatsu, am sărit la Toyota, dar am sărit la Toyota pentru că Toyota deține Daihatsu și, na, din nou, este din punctul meu de vedere o știre destul de tristă și probabil că o să urmeze multe, multe procese colective împotriva Daihatsu, Uh, Daihatsu acum și-a oprit producția, zic ei, temporar până nu, știu, până în, nu știu ce lună sau nu știu ce an. Din punctul meu de vedere sunt terminați, adică daunele și ce trebuie să plătească și așa mai departe nu vor, eu nu cred că vor mai reveni cu producția. Adică, în primul rând, daunele pe care trebuie să le suporte, morale, financiare, procese, avocați, etc., ce avocați, cu oricum sunt de vină, adică și-au asumat deja vina, public, Uh, vor fi extrem de mari, pe care probabil că va trebui să le acopere Toyota, iar toate fabricile lor trebuie restructurate, modificate, să modifice mașinile, să modifice toate mașinile pe care le le produc astăzi cu ramforsări suplimentare, adică vor da peste cap toată producția. Deci din punctul meu de vedere Daihatsu a devenit un fel de sab, adică istorie, adică nu știu, eu așa o văd, sunt șanse mici să mai vedem de aici înainte că Daihatsu va corecta, să zicem, aceste greșeli și va suporta pierderile materiale, plus procese, plus scandal, plus etc. Ca să nu mai vorbim de oamenii care dețin în prezent mașinii Daihatsu și care cumva ori vor fi forțați prin lege să nu le mai conducă, că nu sunt sigure, că nu corespund omologărilor practic ori sunt dezamăgiți și nu, nu știu ce se va întâmpla cu cei care dețin Daihatsu, poate chiar modele destul de noi, pentru că ei fabricau în continuare mașini, adică gândește-te că îți cumperi, te-ai cumpărat acum o lună, două Daihatsu și după aia afli că știi, Daihatsu tău de fapt e o conservă, care dacă în caz de impact mori, că nu era forțată, că a fost o minciună. Deja stau și mă gândesc oare ce o să zică oamenii aia sau ce o să facă din punct de vedere legal, adică e chiar o tragedie. gândește că sunt, gândiți-vă că sunt oameni care iau credit din bancă să-și cumpere o mașină nouă, băie, nouă mașină e în garanție și apare treaba asta care o să zică, știi de mâine nu mai poți să conduci de hațul tău că nu corespunde omologărilor internaționale. What? Cum adică, ce vin am eu? Pe păi n nu mai poți să o conduci. Și cine mă despăcubește? Păi dai de hațul. Și dai hațul se bagă în faliment. Și cine e cu paguba? Na, ghinion, ce să zic. Știți vorba lui Iohannis. Ghinion. Să domne, eu cu ce am greșit? De ce n-am reușit? Ca prin muncă cinstită ca domnul Iohannis să am șase case. Au ghinion? Ghinion. Poți avea ghinion sincer cu orice mașină. Îți cumperi o mașină, iese, ghinion că a fost răsturnată. E din America, ghinion că e inundată. Să folosiți ca vertical pentru treaba asta, pentru că primiți o reducere de 20% și puteți afla istorii cu mașini, în special dacă vine din Statele Unite, pentru că acolo sunt foarte multe mașini de genul ăsta. Ghinion. Ți mașină nouă Toyota, te lovește Gianni, cum e în cazul meu. Îți iei BMW nou, se depreciază, te duci ca Z cu BMW în SUA, mașină tunată, șmecheră de 100 de mii, se oprește în mijlocul intersecției. E tăcă, e tăcă, adică ghinionul te poate lovi și cu cea mai fiabilă mașină din lume și cu cea mai sigură mașină din lume și cu Volvo și cu Dacia și cu motorul și stând pe loc și cu trenul și ghinionul te poate lovi oricând. De asta e bine, din punct de vedere financiar în mod special, să respecti zicala românească, care este și internațională sub altă formă, nu-ți pui toate ouăle într-un coș. Adică nu mă împrumut de toți banii pe care i-am strâns și nu iau credit să-mi iau o mașină care poate fi o țeapă. Fie că e nouă, fie că e veche. Adică ghinionul te poate lovi oricând. E adevărat, șansele e mai mici să te lovească ghinionul la o mașină nouă. Dar uite că se poate și la o mașină nouă. Da, în continuare e destul de trist pentru toată industria auto și pentru toată imaginea japoneză s-a întâmplat așa ceva. Aștept părerea voastră mai jos sunt special a iubitorilor de Volkswagen mașini nemțești și a haterilor de mașini japoneze. Sunt foarte curios ce aveți voi de zis în comentarii. Vă pup!